Eu mai întreb pe frații unde Dumnezeu mă duce prin biserici, cum e, frate, viața ta? Să văd ce zice. Și ce zic majoritatea, chiar și ea din America. Și cum zic? Greu, frate. Ca pe pământ, ați auzit cuvântul ăsta? Și la voi se zice așa. Și la voi. Auzi, de-aia am zis la unul, mă, da, te-ai culcat flămând vreodată, fii sincer. Nu, zice el. Ți-a dat Dumnezeu casă, masă, familie, copii, ți-a umplut Dumnezeu cămara, frigiderul, te-a binecuvântat Dumnezeu din călcâie până în creștet. Mâncarea ta arunci la gunoi, la tomberon o dai. Dulapurile spline, mesele spline. Ești binecuvântat, da. Și te mai întreb o dată, cum e viața ta? Stă ce stă și zice, tot greu. Ascultați-mă, frații mei. Că mi-a dat Dumnezeu harul ăsta să ajung atâtea locuri în toată lumea asta. Nu știu că alte nații au asta, să nu mă supărați și zic acum, dar noi români o avem. Ne place să ne plângem. Am întâlnit pe unul într-o biserică, avea vreo 80 ceva de ani. Și-a zis câte la mine, frate, toată viața mea am suferit de boala asta. Asta e o boală grea, boala cârtirii, asta nemulțumirii. Toată viața mea am fost nemulțumit de soție, ce a făcut, n-a făcut bine. De copii, nu mai zic, de nepoți, de familie, de biserică, de păstor, oho. Toată viața mea am fost așa. Am trăit așa. Și spunea cineva că boala asta a cârtirii și a nemulțumirii grea, știți de ce? Că nu doare. Știți că o boală care nu doare duce la moarte. Că doare capul, picioarele, iei o pastilă, iei ceva, faci ceva. Dacă nu te doare, nu știi că ești bolnav. Trăim într-o astfel de lume. Și în contextul ăsta, deschizi televizorul, orice asculți, toată lumea e nemulțumit, nemulțumit, nemulțumit. Și în contextul ăsta vine Dumnezeu și zice, auzi, tu trebuie să fii altfel. Eu, poate, dintre voi toți, aș fi fost cel mai îndreptățit să fiu nemulțumit. Voi mă cunoașteți, dar spun, poate e cineva aici care nu. Eu de la 10 ani trec fără amândouă mâini. De la 10 ani. Și au fost ani în viața mea când am zis, Doamne, Tu ai greșit. Tu care nu greșești niciodată. Uite că de data asta ai greșit. Și m-am certat cu Dumnezeu și am trăit o viață de nemulțumire ani de zile, până într-o zi când Dumnezeu m-a vindecat. Și am avut, spun ceva, ascultați bine, când Dumnezeu vindecă, nu mai rămâne nicio cicatrice, niciun semn. A fost o zi în viața mea, ascultați, când am putut să-i zic lui Dumnezeu așa, Doamne, mulțumesc și pentru ce mi-ai dat, mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Aia a fost ziua când Dumnezeu m-a vindecat. Când am avut puterea să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Asta e o putere, dragul meu. Asta nu are oricine. Ascultă-mă, când ai ajuns să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ți-a dat, ești în clasa întâi, la grădiniță, că asta face oricine. Când ai ajuns să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ți-a luat, oho, ești la facultate. Asta nu face oricine. Asta e o treaptă mai înaltă. Dar știți că m-am gândit imediat când și închei? M-am gândit că diavolul e hoț. Păi el știe unde se vine. Vă întreb ceva. Ce ziceți voi dacă eu n-am băut în viața mea, dacă n-am fumat în viața mea? Credeți voi că vine diavolul la mine cu țigările? Nu mă prinde. Dacă n-am băut nici măcar o bere fără alcool. Știți că alții au schimbat de la bere fără alcool, alcool fără bere. Au trecut. Au făcut rocada. Nu vine că, poate să vină cu cisterna de vodcă, că nu mă prinde, n-are cum. Că știe că stare. Dar știu unde vine el la mine, ascultă-mă și la tine. Nu crezi că ești exclus. Știu unde vine diavolul la tine, unde știi că e slab. Și acum nu te cunosc, dar spune unde ești slab. Ascultă-mă. Vine diavolul la mine și la tine, la noi, care ne chemăm creștini. Vine la noi cu duhul cârtirii, cu duhul nemulțumirii. Că parcă oricât am avea, nu-i destul. Și m-am gândit la bunica mea. Și Dani o cunoștea. Acum a plecat la Domnul femeia asta. Auzi, femeia asta când era tânără, umbla în opinci.
Pentru tinerii care nu știți ce să iau pingi, sunt niște Adidas Nike de cauciuc. Aia nu se rup niciodată, sunt pe viață. Nu se mai trebuie a doua pereche. Umbla în opinci femeia asta, muncea de dimineața până seara pentru farfurie de mâncare. Acum ascultați, dormeau 6 într-o cameră. Auzați bine, tinerii, s-auziți ce zic acum? Dormeau 6 într-un pat și mâncau 9 din aceeași oală. Și ascultați, erau mulțumiți. Cum se poate asta? Revenim în ziua noastră, în zilele noastre. Acum ascultați ce zic. Mașină de spălat, mașină de călcat, mașină de gătit, mașină de rășit, mașină de încălzit. Știți că s-a inventat și mașină de făcut sarmale. Am văzut la cineva în Austria, pui varza carne, apeși pe buton și iasă direct împachetată. Ca la fabrică. Totul la buton. Generația la buton. Noi care suntem binecuvântați, că nu mai știm de bine. Și acum ascultați, suntem mai nemulțumiți ca părinții și bunicii noștri. Nu v-ați gândit de ce? Pentru mine a fost o enigmă, totdeauna am întrebat-o pe bunica mea. O stat cu soacra ei 20 de ani în casă. Auziți? Fetele, ați auzit? Ce vreme erau înainte? Stătea nora cu soacra în casă. Wow! Știți că astăzi doi tineri când vor să căsătorească, fata îi zice prima condiție, mă, te iubesc, mă mări cu tine, dar fără mamă ta. Eu cu soacra nu stau. Dar cum stăteau ei? Cum de ei erau mulțumiți? Și tot m-am gândit, și fiți atenți ce mi-a descoperit Domnul, și cu asta închei când și plec. Adică nu plec, mă duc jos în bani. Fii atent ce a făcut diavolul, Kelly Hoț. Ți-o lua privirea de la ce ai, ascultă ce zic acum, dacă vei uita tot ce spun, ține minte asta. Ți-a luat diavolul privirea de la ce ai. Ți-a îndreptat ochii spre ce nu ai, ca să nu te mai poți bucura de ce ai. E simplu. Când ți-a îndreptat ochii spre ce nu ai, totdeauna spre ce n-ai, nu mai ești fericit cu ce ai. Că altul e mai bogat ca tine, altul e mai frumos ca tine, altul e mai înalt ca tine, altul are casa mai nu știu cum. În contextul ăsta Dumnezeu vine și spune: o inimă mulțumitoare are un ospăț necurmat. Deci Dumnezeu vrea ca viața ta să fie un ospăț necurmat. Dar pentru asta îți trebuie o singură condiție, una. Alege să ai o inimă mulțumitoare. Astăzi, în ziua mulțumirii, spune Domnul: Doamne, dă-mi o inimă mulțumitoare. Și în gura mea și în gura ta să nu mai fie niciodată cârtire. Eu vă mărturisesc, din ziua când m-am botezat de la 17 ani, în gura mea n-a mai fost cârtire niciodată. Dumnezeu e martor ce spun. Niciodată. A fost o singură dată o tentativă. Când fetița mea era micuță și a întins într-o zi mâinile spre mine să o iau în brațe. Cineva spunea cu experiență că asta nu se povestește, se trăiește. Asta n-ai cum să înțelegi. Stătea cu mâinile întinse spre mine și a venit diavolul la urechea mea și a zis: vezi? Pentru ce lauzi pe Dumnezeu? Pentru ce-i cânti tu Dumnezeu? Cum a zis nevasta lui Iov către Iov: blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Numai că am trecut cu bine și peste ziua aia. A crescut fetița mea mare, a început să meargă și într-o zi a sărit în gâtul meu, m-a îmbrătișat cu omul de o mâini, mă strângea cât putea de tare. Nu știa nici să vorbească, dar zicea: tata, vreau în brațe, aș vrea eu să sară așa cum, acum dacă sare mă dărâmă, că m-a depășit. Atât vreau să vă transmit în seara asta, fraților, într-o lume plină de nemulțumiri, de oameni nemulțumiți, Dumnezeu vine în dreptul tău și spune așa: o inimă mulțumitoare are un ospăț necurmat. Alege să trăiești o viață de mulțumire. M-a întrebat cineva: frate, care e cel mai fericit om? Care crezi tu că e cel mai fericit om? Zic, știi care e cel mai fericit om din lumea asta? Omul mulțumit și punct. Și punct. Și cel mai nemulțumit, cel mai nefericit, e omul nemulțumit. Și punct. În ziua când Dumnezeu m-a vindecat, în ziua când i-am spus Domnului: Doamne, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai dat și pentru ce mi-ai luat, am învățat o cântare.
Am auzit eu în biserică, dar nu știam așa bine. Dar a fost o zi în viața mea când am putut să-i spun Domnului așa. Ascultă. De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse, și inima spre răsări, și fața mi se-ntoarse, și inima spre răsări, și fața mi se-ntoarse. Și ascultă strofa asta. Iisus, Iisus, noi te-așteptăm, cum crineaștea-ntă roa, privind spre cer, rurii te chemă. Cântă acum. Cu mâinile mândouă, privi spre cerurile te chemă, cu mâinile mândouă. Și înainte de a cânta ultima strofă, știți ce vreau să spun? Nu-i așa că e trist că unii care ar vrea să înalțe mâinile către Dumnezeu nu pot. Iar alții care pot, fac pe Sfinții. Că ce altceva vrea Dumnezeu și de la mine și de la tine, decât să poți să-i spui cu toată inima ta așa. Și-ți vom cânta, Iisus iubit de dragă. De dragoveșnicie, că-și te-am chemat și te-am dorit, cum nimeni nu știe, cum nimeni nu căștia chema și te-am dorit cum nimeni nu știe. Și spun încă o dată în seara asta, numai așa să fie. Amin.